Salutare și bine ați venit la Complicate Treburi Explicate Simplu. Astăzi o să vorbim despre etapele de realizare ale unei prezentări. În primul rând, trebuie să salvăm prezentarea, combinația de taste Ctrl plus S sau Ctrl plus Shift plus S. Prima etapă este salvarea prezentării, pentru că în momentul în care se va întâmpla ceva rău, adică se va întrerupe curentul sau altceva, e bine ca să avem prezentarea salvată cu un nume ca să se poată face salvări temporare, automate de către program. Dacă nu salvăm prezentarea, putem să muncim degeaba atunci când se întâmplă ceva și se oprește brusc sistemul de calcul, vom pierde toată munca. Mai departe, un slide înseamnă diapozitiv. Slide în limba engleză înseamnă a aluneca. Pentru cei care nu înțeleg, pot să vadă videoclipul 12.60, unde explic mai bine ce înseamnă diapozitiv și de unde provine acest cuvânt. De la meniu Home, în caseta Slides, aleg New Slide. Deci, întotdeauna alegem un nou diapozitiv ca să-l adăugăm la prezentare. E bine ca prezentarea să nu fie foarte lungă, să nu conțină foarte multe slide-uri sau diapozitive. A doua etapă de realizare a prezentării este formată din alegerea slide-ului sau diapozitivului de care am vorbit în ultimul text din primul slide. Când îl alegem, este bine să reflecte ceea ce vrem să spunem. O să vedem imediat tipuri de diapozitive. Formatarea tipului de diapozitiv, o să vedeți că programul ne oferă atât offline cât și online o grămadă de teme gata pregătite sau putem să intervenim noi, să-i schimbăm culoarea, forma, tipul de fond și așa mai departe. Bun, haideți să vedem cum se face ce am zis până aici. În primul rând, salvarea prezentării, Ctrl S sau Ctrl cu Shift cu S. Da, la meniu Fișier putem să alegem salvare sau salvare ca. Sunt cele două aspecte, Ctrl S, Ctrl cu Shift cu S. În cazul nostru, această prezentare este salvată cu numele 12.61, etape de realizare ale unei prezentări. Aici sus este titlul, pot să-l fac mai mare ca să se vadă. Bun. Slide înseamnă diapozitiv. Iată, această prezentare are doar două diapozitive. În modul de vizualizare este aici jos. Avem modul de vizualizare normal sau sortare diapozitive, citire și expunere diapozitive. Haideți să facem mai mare. Deci în colțul din dreapta jos, normal, sortare, vizualizare și expunere diapozitive. Acestea sunt moduri de vizualizare ale prezentării în timp ce lucrăm la ea. Iată, asta e modul de vizualizare, sortare diapozitiv, pe care să-l folosim mai încolo. Modul de vizualizare, citire, în care putem să vedem prezentarea fără să o prezentăm de fapt. Și modul de vizualizare, prezentare, expunere diapozitive, pe care l-am folosit la început când am povestit primele cuvinte, primele imagini. Bun. Haideți să alegem un nou slide sau diapozitiv nou de la meniul Pornire. Observați în colțul din stânga sus. Haideți să-l fac mai mare, n-am nimerit asta. Aici, la meniul Pornire, avem un diapozitiv nou, da? Alegem un diapozitiv nou și când alegem, o să observăm diferite tipuri de diapozitive. De exemplu, ăsta are doar titlu, ăsta este gol. Asta este comparație între două aspecte, două conținuturi, da? Sau titlul, cel mai folosit este acesta, titlu și conținut. Am ales un nou slide în care îi punem titlu și conținut, da? Deci aici avem titlu și aici avem, de obicei îți apare sub forma unei liste marcate. Observăm de aici de sus, de la meniul paragraf, putem să facem liste marcate sau numerotate. Da? Aici sus este meniul paragraf, avem liste cu marcatori și aici avem liste numerotată. Acest lucru este specific prezentării pentru că într-o prezentare avem
o listă cu idei principale, după cum spuneam într-un video anterior, adică 12.60, o prezentare nu trebuie să conțină tot textul, ea trebuie să conțină doar câteva idei principale. Considerăm că avem această prezentare și să formatăm. Observăm că odată ce am ales slide-ul sau diapozitivul, urmează formatarea lui. El îl lăsăm sub formă de titlu și conținut și de la meniul proiectare avem, după cum, o grămadă de variante. De exemplu, aceasta este varianta cu fundalul negru și scrisul alb sau cu fundalul alb și scrisul negru. Aici avem, iată, în colțul din dreapta putem să alegem formatare fundal în care ne prezintă o grămadă de formatări, umplere solidă, gradient, cu imagine, umplere cu model, da? Dacă avem timp să facem lucrul ăsta, dacă nu avem timp și vrem să terminăm mai repede, putem să alegem din aceste teme. Observați aici pe bara din sus o grămadă de teme. Ele sunt împărțite. Se poate intra și online ca să găsim mai multe dacă nu le plac astea. Iată, în momentul în care mă duc deasupra unei teme, ea este prezentată. Haideți să le pun la loc sus. Mă duc deasupra unei teme, ea este prezentată cum ar apărea. De exemplu, această temă, dacă dau click pe temă, toată prezentarea mea se va transforma conform temei alese. Da? Dau înapoi și dacă vreau doar un singur slide, un singur diapozitiv să aibă tema respectivă, mă duc deasupra și dau click dreapta și zicem se aplică la diapozitivele selectate. Putem să selectăm un diapozitiv și aplicăm tema doar la acel diapozitiv sau cu tasta control apăsat Ctrl putem să selectăm mai multe diapozitive dacă nu le vrem pe toate și aplicăm, de exemplu, această temă doar la diapozitivele selectate. Deci, repet, click dreapta și aplicare se aplică la diapozitivele selectate, la toate diapozitivele, la diapozitivele potrivite. Asta cum o mai fi? Nu știu. O să vedem. În timpul practicii puteți afla lucruri noi întotdeauna. Folosesc PowerPoint de 1000 de ani, de mai bine de un secol și tot timpul putem găsi lucruri noi. V-am spus, putem să folosim ce dorim funcție de timpul pe care îl avem la dispoziție. Aceasta a fost prezentarea de astăzi. Dacă v-a plăcut, puteți să dați like și subscribe. Vă doresc o zi frumoasă!